Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Uitează pagina de media care scrie despre Indexul Mondial al Libertății Presei, realizat de zeci de ani deja de Reporteri Sans Frontières și publicat ieri. În acest clasament global, țara noastră a ajuns pe locul 56, după ce 2 ani la rând, în ultimii 2 ani, s-a situat pe locul 48. Deci, în consecință, România a coborât din categoria țărilor cu o situație satisfăcătoare a presei și a intrat în rândul celor cu o situație problematică. Foarte interesant că Republica Moldova, de pildă, a avansat 49 de poziții în acest clasament și se poziționează acum pe locul 40, astfel are 16 locuri înaintea noastră. Cine stă cel mai bine în top? Poate că nu e o surpriză, țările scandinave, pe primul loc în lume, Norvegia, aceasta fiind urmată de Danemarca și Suedia, și în top 10 al libertății presei se află și două țări foste comuniste, Estonia și Lituania, care au ținut de Uniunea Sovietică. Acum sunt pe pozițiile 4 și 9. Vă reamintesc că România e pe locul 56. L-am sunat pe analistul media Petrișor Obaie de la pagina de media. Bună dimineața, Petrișor. Neața. Bună dimineața. Ce se întâmplă? Cum se explică această degradare a libertății presei în România? Da, primul reflex pe care l-ar face oamenii ar fi să dea vina pe presă pentru această degradare. Doar că nu presa are partea de vină cea mai importantă aici. Partea de vină în această degradare vine și din relația autorităților cu presa. Pentru că și asta este luată în considerare. Adică transparența instituțiilor instituțiilor de stat, transparența politicienilor. Adică să nu uităm că în ultimul an sau în ultimii 2 ani, politicienii de la noi, cei de top, mă refer, fug de presă. Își aleg presa. Avem un președinte care nu prea e prezent în relația cu presa. Avem un primar al capitalei care e quasi inexistent, nu? În spațiu public, în relația cu ziariștii. Lucrurile acestea contează. Ce mai contează? Faptul că, de exemplu, subiectele a reportajelor de presă ajung să intimideze ziariștii. Adică am avut în ultimul an o ploaie de procese intentate de Daniel Băluță, de exemplu, ziariștilor de la Libertatea. Multe dintre ele pentru intimidare, pentru că s-a văzut că au fost și pierdute. Doar că instituțiile statului s-au pus în mișcare. Lucrurile astea contează foarte mult. Sau avem, de exemplu, cazul Emiliei Șercan, care exact în ziua în care a publicat un material despre plagiatul premierului Ciucă, s-a trezit cu informații din dosar scurse pe internet, în spațiu public. Și multe, multe, multe alte exemple de acest gen. Adică e și un exemplu hilar undeva de prin Satu Mare, unde s-au certat doi politicieni. Cum se întâmplă la nivel local? Unul dintre ei a organizat o conferință de presă. Ziariști, evident că s-au dus. Și după ce ziariștii au scris despre conferința de presă, celălalt politician a cerut și a obținut ștergerea acelor materiale. Pentru că, la nivel local, ziariștii s-au temut, au spus că nu vrem să intrăm în astfel de procese. Toate aceste lucruri contribuie. Și vorbeai mai devreme de Republica Moldova. E un caz foarte interesant în Republica Moldova, pe care l-am mai trăit și noi. Și anume, schimbarea de regim politic. În momentul în care vine la putere un președinte care e mai deschis în relația cu presa, se creează o nouă speranță. Să ne aducem aminte noi de momentul 2004, da? Când a câștigat Traian Băsescu alegerile. După 4 ani în care PSD controla o mare parte a presei prin publicitate, prin tot felul de presiuni, a fost așa un boom. Toată lumea a simțit o deschidere. Bine, n-a durat foarte mult, dar a simțit-o. Cam asta se întâmplă acum în Republica Moldova și de aceea e posibil ca vecinii noștri să urce, în timp ce noi, cu tot felul de astfel de presiuni, să scădem. Deci, ca să fie clar, atunci când se face topul libertății presei în lume și când este descris o degradare a stării libertății presei într-o anumită țară, este vorba, de fapt, despre o atitudine mai agresivă, mai ostilă, mai opacă, mai antidemocratică a autorităților din țara respectivă, exact, mai degrabă decât de modul în care scriu jurnaliștii sau se comportă jurnaliștii. Da.
Pentru că, paradoxal, în România, cel puțin, eu asta am simțit, în ultimii ani, e un reviriment ușor al modului de a face presă. Sunt foarte multe redacții independente care își fac meseria foarte bine, care produc materiale de calitate, care lucrează pentru public. Ușor, ușor, este un proces de durată, evident. Dar se întâmplă acest lucru. Dacă ne uităm în jur, găsim o grămadă de locuri de unde ne putem lua informații corecte. Mm-hmm. Și încă un lucru foarte important, că noi vorbim de două perioade de criză în ultimii ani. Vorbim de pandemie și vorbim acum de situația războiului. Mm-hmm. Ambele perioade au avut însă efecte diferite la nivel de presă. Adică, în perioada pandemiei, presa s-a decredibilizat puternic. Și la nivel mondial, nu numai la noi. Și pentru că, în tot acest tăvălug, erau implicate și autoritățile, modul în care presa sprijinea autoritățile, măsurile lor. Și atunci, într-adevăr, au început să scârție lucrurile. Însă, odată cu declanșarea războiului din Ucraina, s-a văzut nevoia de presă. Dacă ne uităm acum peste tot, se vorbește doar de marile redacții. Se vorbește despre ziariști cu vechime în spate. Când aflăm informații despre ce se întâmplă acolo, de obicei le aflăm de la ziariști care își fac meseria. Asta e un lucru foarte important. Bun, am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și descifrarea acestui top al libertății presei. A fost în direct în deșteptarea Petrișor Obaia, analist media, de la pagina de media.ro. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.